Am spus de multe ori în biserică că unul din lucrurile pe care punem accentul mai mult decât alți creștini și decât alte biserici este noul legământ. Cu alte cuvinte, Isus nu a venit doar să ne ierte de păcatele noastre, ci să ne salveze de ele. Aceasta este prima promisiune din Noul Testament. Faptul că Domnul a pus aceasta ca pe prima promisiune din Noul Testament are o mare semnificație. Matei 1 21. Se va numi Isus pentru că va mântui sau va salva pe poporul lui de păcatele sale. Eu cred că 90-95% dintre creștini, atunci când citesc acest verset, ei se gândesc numai la iertare și nu la salvarea de păcate. Este o mare diferență între a fi iertat de păcate și a fi salvat de păcate. Dar majoritatea creștinilor nu știu aceasta când citesc acest verset din Matei 1 cu 21. Și eu l-am citit așa ani la rând. De aceea știu cum citesc creștinii acest verset. Și dacă te uiți în trecutul tău, probabil vei vedea că și tu ai citit așa versetul acesta. Se numește Isus pentru că ne va ierta de păcat. Așa a făcut diavolul, ca să nu experimentăm tot ce ține de mântuire. Dar mai este o promisiune foarte apropiată de aceasta și nu le putem separa pe acestea două. A doua promisiune este în Matei 3 ,11. Cel ce vă salvează de păcate vă va boteza sau scufunda în Duhul Sfânt și în foc. Deci, așa după cum accentuăm că trebuie să fim salvați de păcatele noastre, Lucru cel accentuăm mai mult decât în alte biserici, tot așa noi credem, experimentăm și accentuăm necesitatea botezului sau ascufundării în Duhul Sfânt și foc. Să nu luăm ușor lucrul acesta. Sunt mulți creștini, chiar și la noi în biserică, care nu au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, citim despre un moment în care Pavel a mers în Efes și a chemat niște creștini pe care i-a întrebat: Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici nu am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. M am gândit adesea la aceasta. Cum se face că a găsit niște creștini care mă gândesc că nu erau pe stradă, ci la o adunare? Și nu una a iudeilor, pentru că aceștia erau oameni care credeau în Isus și care au fost botezați cu botezul lui Ioan, spune în versetul 3. Și sunt numiți ucenici. Deci nu erau iudei. Dacă nu erau născuți din nou, nu i-ar fi numit ucenici. Dar ei nu înțelegeau multe lucruri, nici măcar despre botezul creștin. Dar Pavel a recunoscut că au crezut, erau credincioși. De ce i-a întrebat dacă au primit Duhul Sfânt când au crezut? Eu cred că se referea la umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că mai târziu, când Pavel scrie romanilor, el spune în capitolul 8, versetul 9, că dacă nu ai Duhul lui Hristos, nu aparții Lui. Deci trebuie să ne amintim că teologia primilor creștini nu a fost perfectă din prima zi, ci a evoluat pe măsură ce a fost scrisă Scriptura, a devenit tot mai clar. De exemplu, într-o împrejurare, Pavel l-a tăiat împrejur pe Timotei. Dar mai târziu, în Galateni, spune că e greșit lucrul acesta și că nu trebuie tăierea împrejur. Deci, amintiți-vă că ei erau într-o evoluție. Pe măsură ce lucrurile au devenit mai clare, Pavel scrie aici că atunci când îl primești pe Hristos, primești Duhul Sfânt. Căci dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești al Lui. Deci atunci când o persoană spune, Doamne Iisuse, vină în inima mea. Isus este în cer, dar El vine prin Duhul Sfânt. Deci dacă o persoană nu a primit Duhul Sfânt, nu îi aparține Lui și nici nu are naștere din nou. Dar mai presus de aceasta, eu cred că Pavel a vrut să spună în fapte 19, sunteți voi plini de Duhul Sfânt? Ați experimentat voi ceea ce a spus Isus în Fapte 1 cu 8? Să privim la ucenici și la experiența lor cu Duhul Sfânt. Și pentru asta să deschidem mai întâi la Ioan, capitolul 20. Ucenicii erau toți împreună într-o cameră. Și Isus a venit în mijlocul lor și a spus în versetul 22 că a suflat peste ei și a spus primiți sau luați Duhul Sfânt. Aceasta este foarte asemănător cu momentul în care Isus a suflat peste Adam. Nu este scris Isus în Geneza capitolul 1, dar erau Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Suflarea peste Adam a făcut ca Adam să devină un suflet viu. Aceasta a fost creația veche. În noua creație, Isus a suflat peste ei, dar nu să îi facă niște suflete vii, pentru că ei erau deja suflete vii, ci acum trebuiau să primească Duhul Sfânt. Și acesta este începutul noii creații. Adam era creația veche, dar a fost folosit același mod, a suflat peste ei. Deci când a suflat peste ei, le-a zis, luați Duh Sfânt. După cum văd eu lucrurile, cred că au fost atunci născuți din nou, pentru că cine primește Duhul lui Hristos este născut din nou. Dar acelorași oameni, Iisus le-a spus în fapte 1, să aștepte până primesc putere de sus. După câteva zile, fapte 1 cu 5, veți fi scufundați sau botezați în Duhul Sfânt. Noi nu înțelegem uneori cuvântul grecesc botez. Este un cuvânt foarte simplu și mi-aș fi dorit ca primii traducători să fi tradus cuvântul botez cu scufundat. Scufundat arată o imagine mai clară minții noastre. Cuvintele botez în Duhul Sfânt uneori nu sunt prea bine înțelese. Veți fi scufundați în Duhul Sfânt peste câteva zile. Și când veți fi scufundați în Duhul Sfânt, veți primi putere. Fapte 1 cu 8. Amintiți-vă că el spune aceasta oamenilor peste care a suflat deja, cu 40 de zile înainte, când le-a spus, luați Duhul Sfânt. Dar acum le spune că vor primi putere atunci când se va coborâ Duhul Sfânt peste ei. Deci, uneori, îmi imaginez cum Pavel a mers la Efes și, după cum am spus, nu i-a întâlnit pe ucenici pe stradă, ci la o adunare. Ei erau adunați toți acolo și, la sfârșitul acelei adunări, Pavel a spus: Ceva lipsește aici. E ceva mort. Nu este viață aici. Și acest lucru l-a făcut să întrebe: Hei, voi știți doctrina, dar ați primit voi Duhul Sfânt? Sunteți voi plini de Duhul Sfânt? Nici n-am auzit despre așa ceva. Putem aplica asta și în zilele noastre. Am fost și eu la adunări unde erau diferiți oameni care predicau și am întrebat și eu: Ați primit voi umplerea cu Duhul Sfânt? Aceeași întrebare pe care a avut-o Pavel. Știu că sunteți credincioși, credeți că Isus a murit pentru voi, că sunteți născuți din nou, că v-ați lăsat de păcatele voastre, dar ați primit voi puterea despre care a zis Isus că va veni peste voi și vă va face să fiți martori ai Lui? Lucrul acesta este foarte necesar, mai ales pentru bărbați, pentru că noi suntem conducători. Și darurile sunt mai ales date bărbaților, cum ar fi predicarea, învățătura, a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Toți putem spune și altora, și femeile și bărbații, dar predicarea în public a fost încredințată bărbaților. Și pentru aceasta este foarte important să fii umplut cu Duhul Sfânt. Pentru că lucrul acesta nu numai că ne ajută în lucrare, dar de asemenea ne ajută și în viața noastră. Așadar, dacă nu ne vedem nevoia din viața noastră, nici nu o vom căuta. De ce așa de mulți oameni nici nu caută mântuirea sau salvarea de păcate, ci doar iertarea? Pentru că nu văd nevoia aceasta în viața lor. Fiecare dintre noi am văzut că avem nevoie de Domnul. Și așa am ajuns să credem că păcatele ne sunt iertate și că îl avem pe Hristos. Pot să vă spun că mie mi-a luat câțiva ani până am fost sigur că Isus a intrat în viața mea. Tatăl meu era născut din nou și ne trimitea la școala duminicală, unde auzeam evanghelia. Eu am auzit evanghelia din copilărie și am luat parte la adunări ca tânăr unde cred că l-am rugat pe Isus să vină în inima mea de multe ori, chiar de la vârsta de 13 ani. Dar nu eram sigur niciodată. Vreo 5-6 ani mai târziu, am fost sigur că Isus este în inima mea. Un singur verset mi-a vorbit. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Aceasta a fost acum 62 de ani. Și nu m-am îndoit de atunci niciodată de iertarea păcatelor mele și de mântuirea mea, nici măcar o zi. Chiar și atunci când viața mea avea suișuri și coborâșuri, nu m-am îndoit niciodată că Isus a venit în viața mea. Este uimitor cum Dumnezeu mărturisește în Duhul tău că ești născut din nou. Nu trebuie să spună nimeni, ci știi tu însuți că ai devenit un copil al lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă această mărturie în el. Nu se pune problema dacă alți oameni cred că eu sunt sau nu născut din nou. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu am primit această asigurare chiar de la el. Apoi am început să caut puterea Duhului Sfânt, pentru că am văzut că nu aveam putere, dar nu m-am îndoit deloc de mântuirea mea. Nu-l căutam pe Dumnezeu pentru iertare sau să mă scape de iad. Nu. Ce am spus, Doamne, vreau putere. Eu am crescut într-o adunare unde nu se predica despre aceasta. Și cineva mi-a zis, trebuie să mergi la pentecostali. Și cineva care făcea parte din acea biserică m-a dus la un pastor pentecostal care mi-a zis să repet ceva după el. Și eu am spus că nu vreau să fac asta. Ucenicii nu au făcut așa ceva la Rusale, ci Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a umplut. Nimeni nu i-a învățat nimic în privința aceasta. Ceea ce se întâmplă astăzi în multe biserici penticostale carismatice este că ei sunt foarte doritori ca oamenii să aibă această experiență și încearcă să îi învețe pe oameni ce să facă să primească Duhul Sfânt. Și apoi numără câți oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt. Eu am fost în multe biserici carismatice, și cred că 95% dintre ei au o experiență falsă. Sunt manipulați psihologic, experiențe umane care nu valorează nimic. Ei sunt manipulați emoțional și nu primesc biruința asupra păcatelor. Da, este mult entuziasm acolo. Deci, atunci când acest bărbat a zis să repet după el, eu am spus că nu vreau. Am văzut și că mulți dintre acei pastori iubeau banii și am spus, Doamne, eu nu vreau o experiență cum au avut ei, care au ajuns să iubească banii, să fie biruiți de păcat și îi învață pe oameni să repete ceva. Eu nu vreau așa ceva. Vă spun sincer, pe mine nu mă interesa să vorbesc în alte limbi, ci să primesc putere. Pentru că asta a spus Isus. Veți primi putere, nu vorbirea în alte limbi. Eu aș vrea ca lucrul acesta să fie accentuat de către cei care predică despre botezul cu Duhul Sfânt. Deci eu am spus, Doamne, eu vreau putere. Și nu am primit totul într-o singură experiență, ci Dumnezeu s-a întâlnit cu mine pe când eram în camera mea singur, când am fost dezamăgit de Biserica Pentecostală carismatică și de acei pastori pe care i-am întâlnit. Și atunci am primit o mare libertate în predicare. A fost evident că a fost ceva supranatural. Nu a venit de la mine. Eu când m-am întors la Domnul, nu știam multe din Biblie, ci atunci am început să citesc. Am fost botezat în 1961 și Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Nu a fost o experiență anume pe care am avut-o, dar eu tot l-am căutat pe Dumnezeu pentru a primi puterea Duhului Sfânt. Și după câțiva ani, Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Atunci am văzut că pot predica cu putere. Îmi amintesc că după doi ani de la botez, am predicat la o mare conferință cu 5.000 de oameni, care m-au chemat să vorbesc din nou. Și am știut că Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Pentru că nu era natural pentru mine să fiu așa. Eu, de fapt, sunt o persoană foarte timidă. Eu nu am vorbit niciodată în public, la școală, nicăieri. Deci am știut că, fără puterea Duhului Sfânt, nu ne putem împlini slujba pe care o avem noi, bărbații, în trupul lui Hristos. Poți să te străduiești în privința asta, dar dacă ești mulțumit cu o experiență, nu vei primi nimic mai mult. Dar dacă ai dorința să ai mai mult și spui, Doamne, îmi doresc mai mult, atunci cu siguranță Dumnezeu se va întâlni cu tine, cu fiecare din voi. Dar pe măsură ce timpul a trecut, am găsit că nu aveam libertate în vorbire și că adesea eram biruit în viață. Eram adesea descurajat. Nu am avut credință pentru o viață de biruință. Deci am știut că trebuie să-l caut pe Dumnezeu din nou. Nu știam ce înseamnă lucrul acesta. Nu mă interesa pe mine să îmi explic experiențele din punct de vedere teologic. Am zis că vreau realitate, nu numai explicații. Deci am căutat din nou pe Dumnezeu. Asta după vreo 10-11 ani de la experiența mea inițială. Cu mine mergea tot mai rău, tot mai rău. Eram înfrânt, frustrat. Apoi, când am ajuns aproape cel mai jos, descurajat total și înfrânt, atunci, deodată, Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. M-am rugat cu câțiva frați. Posteam, mă rugam, și părea că nu se întâmplă nimic. Luni de zile, atunci când nimic nu se întâmplă, ești tot mai descurajat. Dar am continuat să mă rog și am zis, Doamne, nu știu ce nu este în regulă cu mine, dar eu nu vreau o asigurare de la un om că sunt umplut cu Duhul Sfânt. Pentru mine nu valorează nimic. Părerea omului în privința asta o arunc la gunoi. Nu vreau să-mi spună nimeni, frate Zac, că ai fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu vreau asta. Chiar dacă îmi spune cineva, nu mă interesează și nu voi crede. Vreau asigurarea asta de la tine. Așa cum tot tu mi-ai dat siguranța mântuirii. Dacă un om mi-ar fi spus, frate Zac, ești născut din nou, M-aș fi îndoit mereu de asta. Dar atunci când Dumnezeu mi-a spus asta în iulie 1959, nu m-am îndoit în toți acești 62 de ani. Și am spus că așa vreau și acum. Nu vreau ca un om să-mi spună că am fost umplut cu Duhul Sfânt, pentru că nu doream doar o experiență exterioară. Vreau ca Dumnezeu să-mi dea siguranța în inima mea că El mi-a dat aceeași putere pe care au primit-o apostolii în ziua cinzecimii. Asta doream și nimic mai mult. Trebuie să-ți dorești mult aceasta, să fii serios și să ceri mereu lui Dumnezeu. Este o expresie care îmi place în Evrei, capitolul 4, versetul 13. Aici este un titlu dat lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați văzut asta. Înaintea aceluia cu care avem a face. Dumnezeu este singurul cu care avem de-a face. Eu am luat în serios lucrul acesta. Doamne, tu ești singurul cu care vreau să am de-a face, cu nimeni altcineva. Ce cred oamenii despre mine nu este important. Dacă cred că sunt bun sau rău, nu înseamnă nimic pentru mine, ci numai tu ești acela cu care vreau să am de-a face numai tu și eu. Tu ești acela care mi-ai spus că sunt născut din nou. Tu ești acela care îmi spune când sunt umplut cu adevărat, cu putere de sus, și nu omul. Deci vă sfătuiesc să nu căutați asigurarea de la oameni, de la niciun om, nici chiar de la cel mai bun om. Chiar Apostolul Pavel să-mi fi spus, da, frate Zac, ești născut din nou. Nu aș fi acceptat. Sau da, frate Zac, cred că ești umplut cu Duhul Sfânt. Nu aș fi acceptat. Pentru că este om. Poate să greșească. Sunt lucruri veșnice. Iertarea păcatelor privește veșnicia și nu mă pot risca ca un om să-mi spună că sunt iertat și acceptat de Domnul. Nu. În același fel, umplerea cu Duhul Sfânt este așa de esențială pentru a ne împlini lucrarea în Trupul lui Hristos încât nu pot fi mulțumit ca un om să-mi spună, da, cred că ești plin de Duhul Sfânt. Eu sunt bucuros că nu am acceptat mărturia omului, pentru că eu cu Dumnezeu vreau să am de-a face. Deci, cu siguranță m-a testat să vadă cât de mult îmi doresc. Pentru că, chiar dacă mergeam în jos și eram biruit, eu mereu ziceam, Doamne, vreau să te întâlnești cu mine. Cred că la asta se referea Isus când a zis în Ioan 7 cu 37, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din interiorul lui vor curge râuri de apă vie. Și zice aici că vorbea despre Duhul Sfânt, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Ce înseamnă acea sete? Pentru mine, acea sete însemna că nu voi fi fericit până nu primesc asigurarea de la tine. Asta era o parte a setei. A doua era că nu contează cât sunt debiruit, eu tot merg înainte și cred că te vei întâlni cu mine. În primul rând este setea și apoi credința, cel care crede în mine. Eu am observat că sunt două cerințe pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt. Una este setea și cealaltă credința. Setea înseamnă să nu fii mulțumit până când Dumnezeu se întâlnește cu tine și te asigură că te-ai întâlnit cu El. Însetat, însetat, oricât de biruit ai fi, să-L cauți mereu pe Dumnezeu. Și de asemenea, îmi doream să fiu folositorul lui Dumnezeu în slujba Lui. Cunoșteam acum Biblia destul de bine. Am studiat foarte bine Biblia în primii șapte ani după ce m-am convertit și o știam foarte bine. Dar nu eram mulțumit cu asta. Nu eram mulțumit nici de faptul că puteam predica, să explic și să dau învățătură. Am spus, Doamne, vreau siguranța că tu mi-ai dat putere. Și asta trebuie să vină de la tine. Bineînțeles că evidența acestui lucru se vedea într-o viață de biruință și în libertatea în lucrare. Noi nu avem toți aceeași lucrare, dar fiecare avem o lucrare. Și dacă nu ești chemat să fii evanghelist sau învățător sau apostol sau proroc, tu ești chemat să fii martor. Fiecare creștin trebuie să fie un martor. Și Isus a spus că veți primi o putere ca să fiți martorii mei atunci când Duhul Sfânt vine peste voi. Așadar, am văzut că setea este necesară și că rezultatul va fi următorul, ceea ce spune în Ioan 7 cu 38. Vor curge râuri de apă vie. Când mă uitam la viața și lucrarea mea, deși puteam predica, adesea era o luptă, depuneam mult efort. În satele din India nu avem apă la robinet, dar în unele piețe publice sunt pompe ce sunt conectate la o fântână și toate femeile din sat vin cu găleți să ia apă. Și ele trebuie să tot pompeze, să pompeze, ca să vină apa. Pompa nu este legată la curent. Și am văzut că în lucrarea mea curgea ceva apă vie. Dar trebuia să depun așa un efort de mare până să iasă un pic de apă. Dar nu este așa cu un râu. La râu nu trebuie pompat. Dumnezeu însuși toarnă și apa din râu vine fără efort. Și am spus, Doamne, eu asta vreau. Să curgă din interiorul meu râuri de apă vie. Este lucrul acesta pentru fiecare credincios? Crezi că este și pentru tine? Asta este întrebarea. Sau este numai pentru predicatori, apostoli sau proroci? Cel ce va crede în mine, a spus Isus. Te include și pe tine? Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu este numai pentru niște credincioși speciali, cine crede în mine. Și aici este inclus fiecare credincios din lumea aceasta, născut cu adevărat din nou. Dar trebuie mai întâi să înseteze. Dacă ești mulțumit cu, da, uneori țâșnește un pic de apă din mine, îți garantez că și peste 50 de ani vei avea doar un izvoraj mic. Eu nu am fost mulțumit cu atât. Am spus, Doamne, ce am eu nu este un râu. Trebuie să depun un efort mare ca atunci când umpli o găleată. Dar nu asta este puterea Duhului Sfânt. Eu cred că dacă ai același fel de sete, El se va întâlni și cu tine. Fapte 1 cu 8. Iisus le-a zis, Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere și veți fi, veți fi martori ai mei. Aceasta este diferit cu a depune mărturie pentru mine. A depune mărturie înseamnă să vorbești cu gura. A fi martor înseamnă martor prin viața ta și cuvintele tale. Când te gândești la acei pescari de la început, ei nu aveau o Biblie, nu au fost la nicio școală biblică, nu știau teologie ca să impresioneze pe oameni, nu erau mari intelectuali ca unii dintre noi care avem abilități și educație. Ei nu aveau școală și ei trebuiau să ducă acest mesaj ciudat în întreaga lume. Eu m-am gândit de la lucrul acesta. În India, de exemplu, experimentăm uneori faptul că trebuie să predicăm în situații primitive din sate. Eu am fost în locuri simple unde nu erau creștini deloc. Dacă mergi să le explici Evanghelia la hindușii de acolo și vrei să le spui că Isus a murit pentru ei, deci să le spui Evanghelia, cum vei începe? Le spui că toți suntem păcătoși, că este o cale de salvare, și le explici că acum 2000 de ani, într-o țară numită Israel, pentru că ei nu știu nimic geografie. Undeva acolo în lume s-a născut un copil dintr-o mamă care nu avea soț. Imediat cel căruia îi vorbești crede că nu ești normal. Îi spui că Dumnezeu a venit prin Duhul Sfânt pentru că încerci să-i duci Evanghelia acestei persoane. În orice caz, omul are destulă răbdare să te asculte, și tu spui că Isus a crescut, a vindecat bolnavi și cei care se atingeau de el erau vindecați. Apoi, în cele din urmă, el a fost omorât. Acum majoritatea hindușilor vor fi foarte surprinși că cineva a putut să-l omoare pe Dumnezeu. Cam așa se întâmplă dacă mergi într-un sat unde nimeni nu știe nimic de evanghelie. Exact așa se întâmplă. Te vor întreba cum de a putut cineva să-l omoare oricum, ei te vor considera nebun încă de la început, de când ai zis că o fecioară a născut. Dar tu continui și spui, el a fost omorât, dar după trei zile a înviat din morți. Acum ei chiar sunt convinși că tu nu ești normal. Și le mai spui că Isus a murit acum 2000 de ani pentru păcatul lor. Tu crezi că te vor crede? Dacă e puterea Duhului Sfânt acolo, atunci vor crede. Biblia spune că, la început, cuvântul ucenicilor era întărit de semne. Cam așa se întâmplă în multe sate. Eu le spun, aduceți o persoană posedată de demoni aici, care până acum nu a putut fi eliberată, și vă dovedesc că acest Isus este viu. Aproape în fiecare sat este câte un demonizat. Și apoi vine o persoană urlând, țipând, zvârcolindu-se, și tu scoți acel demon în numele lui Isus. Și când persoana respectivă este eliberată, ei vor crede că Isus este viu. Este o demonstrație de putere. De aceea a spus Isus: Acestea vor fi semnele celor ce vor crede. Vedeți, sunt două mari trimiteri. Una în Marcu 16, unde Isus spune să mergeți în toată lumea și să predicați Evanghelia. Aceasta este evangelizare. Marcu 16 cu 15. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cum va crede o persoană lucrurile ciudate pe care le spui despre o fecioară care a născut, despre învierea din morți, și alte lucruri. Când Pavel a predicat toate acestea în Atena, în Fapte 17, toți grecii au râs de el când a vorbit de învierea din morți. Totuși, acolo s-a deschis o biserică. Aici, în Marcu, spune de semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci. Și atunci ei vor vedea, oh, este putere. Acesta este un mod în care Domnul a întărit cuvintele lor, așa cum spune în versetul 20. Ei au predicat și Domnul întărea cuvântul prin semne și minuni. Acesta este motivul pentru care a fost nevoie ca ei să fie umpluți cu putere de la Duhul Sfânt. Și vă spun că dacă mergeți în aceste sate cu oameni demonizați și care nu știu nimic despre Isus Hristos, nu poți face nimic acolo fără puterea Duhului Sfânt. Cuvântul trebuie să fie întărit de semne și minuni. Dar cealaltă mare trimitere este în Matei 28, unde spune să facem ucenici din toate neamurile. Acesta este următorul pas după ce oamenii se convertesc și sunt botezați. Apoi, trebuie să învățăm să facă tot ce ne-a poruncit Isus. Matei 28 cu 20. Aici nu este nimic menționat despre semne, minuni, scoaterea dracilor, punerea mâinilor peste bolnavi, nici măcar despre vorbirea în alte limbi. Nimic. Deci, atunci când mergi în zone în care oamenii nu știu nimic despre Isus, acolo este nevoie de semne supranaturale pentru a întări cuvântul spus. Apoi, când faci ucenici, nu mai este nevoie de semne supranaturale ci să-i înveți să facă tot ce ne-a poruncit Isus, mai ales din Matei 5, 6 și 7. Deci, pentru ambele trimiteri avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Dacă mergi să predici Evanghelia, este nevoie ca Domnul să întărească cuvântul prin semne și minuni. Aceasta este partea Duhului Sfânt. Și apoi, tu trebuie să-i înveți pe oameni să facă tot ce ne-a poruncit Isus. Și cu adevărat ai nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a zidi biserica astfel, în care să accentuez că trebuie să ascultăm și să împlinim tot ce a spus Isus. Și nu ne oprim aici, pentru că eu cred că după cinzecime, Isus continuă să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Tot ce este scris în epistole este ceea ce Domnul a continuat să facă și să ne învețe. Faptele Apostolilor și Evanghelia după Luca sunt ambele scrise de Luca. Din câte știu eu, el este singurul neevreu care a scris în Scriptură. Toate celelalte cărți din Scriptură au fost scrise de evrei, cu excepția faptelor și Evangheliei după Luca, care a fost scrisă de Luca, care era grec. Referindu-se la Evanghelia sa, Luca a spus în fapte 1 cu 1, Teofile, în cea din tâi cartea mea, și în Luca, de asemenea, este menționat Teofil. Și astfel știm că Luca a scris această carte. Cum își descrie Luca Evanghelia sa? Dacă i-am spune lui Luca, dă-ne un titlu Evangheliei tale. Acesta ar fi. Tot ce a început Isus să facă și să învețe. Isus nu predica, apoi practica, ci a predicat ceea ce deja practicase. Este foarte diferit. El a practicat mai întâi 30 de ani, apoi a predicat timp de 3 ani și jumătate. De aceea Luca a spus, Evanghelia mea este despre ce Isus a făcut și a învățat. Deci dacă l-am întrebat pe Luca, cum mai descrie faptele apostolilor? El ar spune. Prima Evanghelie pe care am scris-o a fost despre tot ce a început Isus să facă și să învețe, pe când era în trup fizic, pe când faptele apostolilor este ceea ce Isus a continuat să facă și să învețe prin trupul lui spiritual. Deci Isus a făcut și a învățat mai întâi prin trupul lui fizic, apoi prin trupul lui spiritual, adică Biserica. Tot ce s-a făcut a fost prin Duhul Sfânt. Isus a fost născut din Duhul, umplut cu Duhul și, de asemenea, trupul lui spiritual a fost născut din Duhul, umplut cu Duhul și continuă să facă și să învețe ceea ce Isus a început să facă și să învețe pe când era pe Pământ. Deci, pentru aceste două trimiteri avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Este central și fundamental pentru viața creștină. Să nu ne gândim că putem să trăim altfel viața creștină. Și nu e o experiență odată pentru totdeauna. Pentru că citim aici în Fapte 2, versetul 4, că au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au început să vorbească în limbi, dar apoi, în Fapte 4, citim în versetul 31, că s-au rugat pe când erau adunați la oaltă și au fost umpluți din nou cu Duhul Sfânt. Deci este clar că nu este o experiență unică. Nu au primit Duhul Sfânt în Fapte 2 și gata. Nu. A fost nevoie să fie umpluți din nou de Duhul Sfânt. În Fapte 5 citim de asemenea că Petru era plin de Duhul Sfânt. Deci vedem că ei erau umpluți din nou și din nou cu Duhul Sfânt. Acestea ne arată că este ceva continuu. Când citim în singurul loc din epistole, unde ni se spune să fim plini de Duhul Sfânt, în Efeseni 5, versetul 18, aici zice, fiți plini de Duh. În limba originală a fost scris la prezentul continuu, nu odată pentru totdeauna. Deci traducerea corectă pentru Efeseni 5 cu 18, ultima parte, este fiți continuu plini de Duhul Sfânt. Așa trebuie să citim corect. Continuați să fiți plini de Duhul Sfânt. Am văzut experiența lui Petru, am văzut și cum Domnul s-a întâlnit cu Apostolul Pavel pe drumul Damascului. Citim asta în Fapte, capitolul 9. Domnul s-a întâlnit acolo cu el și el a întrebat: Cine ești tu, Doamne? Eu cred că acolo s-a și convertit. L-a văzut pe Isus acolo și a acceptat că Isus este Mesia imediat. Apoi citim aici că a plecat la Damasc, unde aștepta. Și a venit Anania la el, trimis de Dumnezeu. Fapte 9 cu 15. Domnul i-a zis: Du-te că el este un vas pe care l-am ales. Apoi versetul 17. Anania a intrat în casă și i-a zis: Domnul Isus m-a trimis să-ți capeți vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Deci, Anania s-a rugat pentru Pavel și el s-a umplut de Duhul Sfânt. Așa a început el viața creștină. Și apoi, mai târziu, Pavel a fost trimis în Biserica din Antiohia ca să predice. Fapte 13 cu 4. Pavel și Barnaba au fost trimiși de Duhul Sfânt. Apoi, în versetul 8, au întâlnit un vrăjitor care le stătea împotrivă. El avea puteri supranaturale, demonice. Pavel, versetul 9, plin de Duhul Sfânt, l-a mustrat și l-a eliberat. Și asta a adus credință în dregător, atunci când a văzut ce s-a întâmplat, el a crezut și a venit la credință. Deci, vedem că plinătatea Duhului Sfânt era secretul prin care ei lucrau. Eu cred că diavolul a depus mult efort ca să scadă valoarea ei. Sunt mulți creștini care doar vorbesc să te naști din nou, să ai o doctrină bună, iertarea de păcate. Dar de asemenea și noi se poate să vorbim mult despre nou legământ, biruința asupra păcatului, care sunt necesare și foarte importante. Dar asta poate fi doar o doctrină academică seacă, deși corectă. Dar fără puterea Duhului Sfânt, deși e corectă, poate fi goală și seacă. Am văzut mulți creștini în bisericile noastre Cărora simțeam că trebuie să le pun aceeași întrebare pe care a pus-o Pavel Efesenilor: Sunteți voi plini de Duhul Sfânt? El vedea oamenii din Efes că predică frumos și bine, deși nu aveau o Biblie. Poate dacă aveau, ar fi spus chiar lucruri mai impresionante, citând dintr-un verset sau altul. Și noi putem face toate acestea. Dar un apostol cu discernământ, ca Pavel, ar spune. Tot ce spuneți voi este bine. Dar sunteți voi plini de Duhul Sfânt? Este foarte, foarte important aceasta. Chiar așa am simțit și eu uneori, în unele adunări, moarte. Am spus, o, Doamne, Isus nu este prezent aici la întâlnire. Ceva lipsește. Vă știți că botezul cu Duhul Sfânt se mai numește și botezul cu foc. Focul dă lumină și căldură, nu numai lumină. Îmi amintesc că atunci când am fost tânăr și am început să predic cuvântul lui Dumnezeu, am citit acest pasaj din Luca 24, în care se spune că Isus mergea spre Emaus cu doi oameni. Aici vedem câteva lucruri. Distanța de la Ierusalim la Emaus era de 11 km. Și dacă mergi lejer, ți-ar lua cam vreo 3 ore. Așa cred. Isus li s-a alăturat, dar ei nu știau că este Isus, pentru că erau împiedicați ca să-L cunoască. Versetul 16. Și El a vorbit cu ei. Și zice aici ceva uimitor, că în acele trei ore le-a explicat tot Vechiul Testament versetul 27. A început de la Moise, adică cu Geneza, prima carte a lui Moise, și de la toți prorocii până la Maleahi. Și vă parafrazez, de la Geneza la Maleahi le-a explicat toată Scriptura, pe atunci era numai Vechiul Testament, tot ce era cu privire la el. Asta înseamnă că de la Geneza la Maleahi, fiecare carte vorbește despre Isus. Deci trebuie să-l vedem pe Isus în fiecare carte de la Geneza la Maleahi. Și același Isus care le-a explicat lor atunci, ne poate explica și nouă astăzi, ca să-l vedem pe Isus în fiecare pagină. Le-a explicat lucrurile cu privire la el însuși. Nu le-a explicat o doctrină seacă, pentru că el. Era acolo, în fiecare din acele cărți. Și rezultatul care a fost? Atunci când Iisus a plecat, după ce a intrat în casă cu ei și apoi a dispărut, i-au zis unul altuia, versetul 32, și aceasta este mărturia lor după trei ore de studiu biblic cu Isus. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum în acele trei ore și ne deschidea Scripturile. Dar nu numai că el le explica, ci inimile lor ardeau. Nu doar că mințile lor au înțeles ceva. Este posibil ca și noi să vorbim în așa fel încât mințile oamenilor să înțeleagă ce spunem. Ei nu au zis că au înțeles ceva nou când vorbea Isus. Nu. Inimile lor ardeau. Și mă amintesc că atunci când eu am citit aceasta, cu mulți ani în urmă, am spus, Doamne, eu cred că acesta este semnul atunci când Isus vorbește într-o adunare. Inimile oamenilor ard. Nu doar că mințile lor primesc învățătură, care de altfel este adevărat, dar mai presus de aceasta, inimile lor trebuie să ardă. Când am citit aceasta, am avut o mare dorință și am zis, Doamne, așa vreau să vorbesc și eu. Tu ești același ieri, azi și în veci. Tu ai trimis pe Duhul Sfânt să fie ajutorul nostru. Când Isus a vorbit despre Duhul Sfânt, a spus ucenicilor, pe când le era teamă ce se va întâmpla dacă Isus pleacă, El a zis, Întristarea va a umplut inima, pentru că v-am spus că plec. În Ioan capitolul 14, ei se simțeau părăsiți că Isus pleacă. Dar el a zis în Ioan 14 cu 16, nu vă temeți, eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt ajutor. Și nu va fi cu voi pentru trei ani și jumătate, cum am fost eu cu voi, ci pentru totdeauna. Deci Duhul Sfânt a venit să ia locul a ceea ce Isus a fost pentru ei timp de trei ani și jumătate. Ei știau că dacă Isus e cu ei, nu contează ce se întâmplă. Orice problemă era, dacă Isus era acolo, problema se rezolva. Așa cum a fost cu furtuna de pe mare. Și el a spus că va fi un alt ajutor, care nu va fi în afara voastră, așa cum am fost eu, ci în interiorul vostru și va fi cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, care va fi în voi, versetul 17. Nu numai cu voi, eu am putut să fiu doar cu voi, dar el va fi în voi. Atunci nu veți mai fi orfani, versetul 18. Mulți creștini trăiesc ca orfani. Nu știu unde să meargă și ce să facă, exact ca un orfan, fără tată și fără mamă. Dar el spune că nu, nu vom fi așa. Priviți la viața pe care Isus a promis-o apostolilor și ei chiar au experimentat-o. Răspunsul la toate este Duhul Sfânt. Deci, cred că trebuie să căutăm cu sinceritate acest lucru. Să avem mereu plinătatea Duhului Sfânt. Îmi amintesc de soția mea. Atunci când ne-am căsătorit, eram extrem de săraci. Săraci lipiți pământului. Eu renunțasem la slujba mea, am dat toate economiile mele pentru lucrarea Domnului. Contul meu bancar era pe zero. Eu niciodată nu am vorbit despre asta și nici nu am cerut bani la nimeni. Uneori primeam câte un cadou de la cineva. În acele zile am supraviețuit cu foarte puțin. Nu mi-am permis să închiriez o casă, dar tatăl meu ne-a dat voie să stăm într-o cameră goală din casa lui. Deci am stat acolo. Nu i-a fost ușor soției mele. Apoi am avut un copilaș. Ea a fost foarte râvnitoare în timpul facultății. Cât a fost studentă, spunea altora de domnul, mergea să mărturisească și la închisori, Mergea regulat la biserică, le spunea și colegilor ei despre Domnul, acolo la facultate de medicină. Acum, ea era acolo în sărăcie cu un bărbat care nu avea niciun venit, nimic în contul bancar, fără un viitor sigur și nu știam ce vom face. Aveam un copilaș și uneori ne întrebam dacă vom avea destui bani să cumpărăm lapte praf. Dar l-am căutat pe Domnul. Ea era așa de descurajat atunci și eu eram descurajat. Și într-o zi, o soră mai în vârstă cu vreo 10 ani decât ea, mergea pe la casele creștine și dacă era acolo vreo femeie, stătea de vorbă cu ea despre Domnul. Noi nu o cunoșteam. Și ea a vorbit cu soția mea și a zis, hai să ne rugăm. Eu nu eram acasă. S-au rugat acolo, mama și tatăl meu erau în altă cameră. Ele nu s-au simțit acolo foarte libere, pentru că nu era casa noastră. Așa că, doamna aceasta a spus soției: Hai, mâine, la mine acasă și ne rugăm acolo. Și a doua zi a venit și a dus-o pe soția mea la ea acasă. Soția mea a mers cu copilașul nostru care dormea. Era fiul nostru cel mai mare. Nu era nimeni în casă, soțul acelei surori era la servici, copilașul dormea pe o pătură și ele discutau acolo. Și sora aceea a zis la un moment dat, hai să ne rugăm. Soția mea a început să se roage și să spună, Doamne, nu știu ce se întâmplă cu mine. Ea mi-a povestit asta, căci eu nu eram acolo. Doamne, eu am fost așa de râvnitoare, și viața mea era așa de frumoasă când eram studentă. Te mărturiseam pe tine. Acum sunt așa de descurajată. Cred că mi-am pierdut din dragostea pentru tine. Sunt înfrântă, descurajată. Mi-aș dori să mă pot întoarce la viața dinainte. Asta îmi doresc, Doamne. Și pe măsură ce se ruga, a observat că deodată nu se mai putea ruga în engleză, ci deodată a început să se roage într-o altă limbă. Ea provenea dintr-o adunare în care vorbirea în alte limbi era disprețuită. Ea a fost învățată de tatăl ei că vorbirea în limbi e de la diavolul. Și acum, ea experimenta ceea ce înainte disprețuia. Și a continuat să se roage așa. Și zicea că nu mai dorea să treacă să se roage în engleză, pentru că era așa de plăcut acum. Și Dumnezeu s-a întâlnit cu ea în ziua aceea și i-a schimbat viața. Și eu m-am întâlnit cu Domnul în mod asemănător, dar cam cu 5-6 ani mai târziu. Eu eram încântat pentru ea. Eu credeam în experiența de la cinzecime. Nu eram ca ea fără credință. Eu nu avusesem acea experiență, dar știam că există. Și așa Dumnezeu s-a întâlnit cu mine după șase ani. Mă rugam și eu cu un alt frate și doar mulțumeam Domnului. Și am zis, Doamne, cred că în sfârșit te-ai întâlnit cu mine. Și pe măsură ce îl lăudam pe Domnul, am început să vorbesc ceva. Ceea ce eu, de fapt, nu intenționam. Și m-am oprit. Am început din nou în engleză, dar din nou am început în alte limbi să mă rog. După ce ne-am rugat, am întrebat pe fratele de lângă mine ce s-a întâmplat. Tu ai auzit ceva? Și el a zis, da, te-am auzit vorbind în alte limbi. Vă spun că din ziua aceea, viața mea s-a schimbat dar nu din cauza vorbirii în alte limbi. Eu nu am vrut asta. Pe mine mă interesa doar botezul în Duhul Sfânt, puterea de la Duhul Sfânt. Asta m-a schimbat. Sincer vă spun, eu m-aș fi bucurat dacă primeam doar puterea Duhului Sfânt fără vorbirea în alte limbi. Dar Domnul a decis să primesc și vorbirea în alte limbi. Cred că un motiv a fost că El dorea ca eu să predic și în bisericile penticostale că cei nu m-ar fi acceptat dacă nu m-aș fi rugat în alte limbi. Am acceptat aceasta. Dar nu acesta a fost lucrul principal pentru mine, ci faptul că am văzut că am putere. Era ceva inexplicabil. Așa cum voi toți știți cum este să fi născut din nou. Știi că în inima ta a venit Isus, că ești iertat, și cei care nu sunt creștini sau creștini doar cu numele zic, cum poți fi așa de sigur? Crezi că dacă spui, Iisuse, vin în inima mea, e gata, crezi? Dar nu e numai asta, căci mulți oameni pot spune de pe buze, dar observi că ei nu au nicio siguranță. Așa după cum mulți spun că sunt umpluți cu Duhul Sfânt, dar nu vezi nicio schimbare în viața lor. Îmi amintesc că am întâlnit o persoană ce mergea la o biserică pentecostală și a zis, frate Zac, mă rog de 40 de ani să fiu umplut cu Duhul Sfânt și nu se întâmplă nimic. Eu nu știu de ce este așa, dar știu un lucru. Dacă ești însetat și crezi și ești gata să pui totul pe altar, va cădea foc pe altar. Nu este nicio îndoială. Dumnezeu nu caută la fața omului. El este la fel cu fiecare. Nu are privilegii rezervate pentru vreun creștin mai deosebit sau pentru predicatori. Nu. Pentru fiecare creștin este asta. Veți primi putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Este numai pentru unii oameni? Fiecare persoană trebuie să fie un martor prin viața sa, prin cuvintele sale. Abia apoi am început să înțeleg multe lucruri. Am citit Biblia timp de 16 ani înainte și toate lucrurile pe care le predic acum erau acolo în Biblie, dar eu nu le-am văzut. Nu am văzut niciodată realitatea noului legământ, realitatea unei vieți de biruință, azidirii trupului lui Hristos, etc. După aceea, când am început să predic despre aceasta, am fost dat afară din Biserica Baptistă. Și acesta a fost și începutul bisericii noastre. Biserica din Bangalore s-a născut acum 46 de ani. Duminica viitoare sărbăm 46 a 46-a aniversare. Nu s-a născut printr-o nouă învățătură, ci prin botezul cu Duhul Sfânt. Câțiva dintre noi care au început lucrarea, fratele Ian Robson și cu mine, Dumnezeu s-a întâlnit cu noi și ne-a umplut cu Duhul Sfânt. Și așa am început. Suntem foarte recunoscători Domnului. Eu am văzut importanța acestui lucru și nu am vrut să-i scadă din valoare. Și vă încurajez pe toți să căutați pe Dumnezeu, spunând, Doamne, îmi doresc acest lucru în fiecare zi a vieții mele. Nu mă interesează că n-am alte lucruri, chiar dacă toată lumea îmi stă împotrivă sau gândește rău despre mine. Ceea ce s-a întâmplat cu mine imediat a fost că au apărut tot felul de false acuzații la adresa mea. Eu am fost confuz a doua zi. Dacă se întâmplă ceva sau ai o experiență. A doua zi te întrebi dacă a fost totul adevărat sau nu. Eu am zis a doua zi, Doamne, ce s-a întâmplat ieri? Nu sunt 100% sigur, dar dacă aceasta a fost umplerea cu Duhul Sfânt, atunci Biblia va fi o nouă carte pentru mine, pentru că El a scris-o. Așa că am început să o citesc din nou. Și am început cu Matei, capitolul 1. Și am zis, Te rog, Doamne, dă-mi asigurarea că ceea ce am avut ieri a fost o experiență reală de la tine. Eu am căutat să am asigurarea direct de la Dumnezeu. Și am început să citesc că Cutare a fost tatălui Cutare, o listă lungă genealogică. Și mă gândeam că nu am să primesc nicio binecuvântare din ea. Era destul de plictisitoare. Dar am citit mai departe. Când găsești ceva ce ți se pare plictisitor, nu te opri, ci continuă mai departe. Așa că am continuat. Și deodată am văzut versetul acesta, că lucrul acesta este de la Duhul Sfânt. Wow! Am spus: Doamne, acesta este răspunsul la rugăciunea mea. Iosif se întreba dacă Maria a rămas însărcinată cu alt bărbat. Dar îngerul a zis: Nu, este de la Duhul Sfânt. Matei 1, 20. Și asta mi-a mers direct la inimă. Nu știu dacă ar fi fost alt verset din Biblie care să-mi vorbească atât de clar inimii mele. Și de atunci, Domnul a început să-mi dea un mesaj întreg. Cum Duhul Sfânt a venit peste Maria pentru a lua ființă Isus în trup. Tot așa și Duhul Sfânt a venit peste tine pentru a-L crea pe Isus în tine. Și tot așa cum treptat acel copil a devenit mare, nici tu nu vei crește mare într-o clipă, ci treptat, tot mai mult. Duhul Sfânt a venit să te facă tot mai asemănător cu Hristos. Hristos va lua ființă în tine pe parcursul timpului. Și nimeni n-a înțeles-o pe Maria, dar ea știa adevărul. Și Domnul mi-a zis, tot așa va fi și cu tine. Oamenii nu te vor înțelege, dar tu știi că a fost real că nu a inventat nimic, că a fost 100% de la Dumnezeu. Maria nu s-a prostit cu alt bărbat. Ea știa că e de la Dumnezeu. Și eu am știut că e de la Dumnezeu. Și când este de la Dumnezeu, știi lucrul acesta. Nu poți să te înșeli. Domnul a spus că așa cum s-a născut copilul, Hristos se va naște și în tine. Și mi-a mai spus și ceva despre vorbirea în limbi. Domnul mi-a spus că darul vorbirii în limbi a fost foarte mult abuzat, și de multe ori folosit rău în creștinism. Vreau să iei acest dar și să-l folosești, având o viață asemănătoare lui Hristos, astfel încât și alți oameni să creadă din nou în acest dar. Nu este pentru toți, este unul din daruri. Am primit multe binecuvântări folosindu-l. Vorbesc din experiența mea. Eu cred că nu lua ființă biserica noastră dacă nu aș fi fost botezat în Duhul Sfânt. Rămâneam doar la a predica doctrine frumoase. Nu poți zidi biserica fără puterea Duhului Sfânt. Nimeni nu poate. Toți cei care vor să facă ceva pentru trupul lui Hristos, oriunde în lume, răspunsul este, caută-L pe Dumnezeu ca să te umple cu Duhul Sfânt. Fi continuu umplut cu Duhul Sfânt. Acesta este răspunsul. Atunci, noul legământ va fi real în viețile noastre. Vreau să vă mai spun un lucru. Nu dicta Domnului cum și unde să se întâlnească cu tine. Lasă totul în mâna Domnului și nu încerca să pui tu ceva la cale. Nu trebuie să faci niciun efort. Acesta este un mod fals de a proceda. Fii pe pace. Dumnezeu te iubește. Dacă tu care ești rău, știi să dai daruri bune copiilor tăi, care nu trebuie să depună niciun efort pentru a primi o bucată de pâine de la tine, cu atât mai mult, Tatăl tău ceresc va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Lucrul important nu este cât ceri, ci cât ești de însetat. Crede că darurile adevărate și reale vin doar de la el. Prin efortul meu nu pot face nimic. Ar fi doar un botez al Sufletului și nu al Duhului. Deci nu dicta lui Dumnezeu când să facă asta. Ucenicii doar au așteptat. Noi știm acum că au fost 10 zile, dar ei atunci nu știau, ci doar au așteptat. Atunci, Dumnezeu s-a întâlnit cu ei și ei au știut asta. Așa a fost și la mine. Eu nu am putut să știu dinainte, nici soția mea. Dar Dumnezeu face totul la vremea lui și face asta pentru fiecare dintre noi. Și apoi, noi trebuie doar să umblăm cu Dumnezeu cu o conștiință curată. Apoi, Duhul Sfânt va continua să ne umple. Nu căuta doar o experiență, ci o realitate. Amin.